Pe 2 octombrie 2024 ne așteaptă o eclipsă spectaculoasă de soare cu lună nouă în balanță. Acest inel de foc va aprinde dorința de a ne reevalua relațiile și echilibrul în viață. Eclipsele sunt cunoscute pentru transformări radicale, iar balanța guvernează parteneriatele și armonia. Ține minte că eclipsele sunt întotdeauna momente de transformare profundă, iar această eclipsă aduce energia lunii noi, Adică un nou început. Când vorbim despre balanță, discutăm despre relații și nevoia de a ne reechilibra felul în care ne conectăm cu ceilalți și să ne întrebăm ce ne ține pe loc, la ce trebuie să renunțăm pentru a găsi armonia. Dar atenție, această eclipsă cade lângă Luna Neagră. Luna Neagră Lilith este un punct asociat cu dorințe profunde și ispite puternice. Eclipsele pot estompa judecata clară. Așa că e bine să reflectăm foarte mult înainte de a lua decizii majore. Prin asocierea cu Lilith, cel mai vulnerabil element pentru noi acum este elementul aer, pentru că balanța este zodie de aer. Iar aerul este despre comunicare, despre gândire, despre libertate. Să fim foarte atenți ca aceste lucruri să fie cât mai clare și să nu facem exact inversul, să nu comunicăm bine, să controlăm foarte mult și să avem mintea încețoșată. Zodile cele mai afectate vor fi balanță, berbec, capricorn și rac, mai ales dacă ai ascendentul sau alte planete în jurul gradului 10.